You're such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. You're such a fucking idiot. I love it. Când te blochezi cu motorul, e mult mai enervant decât când te blochezi cu mașina. Da? Freckle, freckle. Ce păcat. Lasă telefonul, mea. Somnoroase păsărele. Tweet, tweet, tweet. Mersi. Te-am iertat cu telefonul ăla, dar hai. Trimite emoticoane în pana mea, ai aproape 60 de ani. Trimite emoticoane. Alt prost. Mă, din cauza ta, eu trebuie să mă stresor, zici și tu. Să mergem mea pe mijloc. Dar pe mijloc nu-ți place? Bagă. Ram tatam tatam tatarararam. Dacă nu se mai putea, 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 pa, pa. Nu se mai putea, nu se mai putea. Hai să elucidăm un mister care frământă generații întregi. Nu se poate! Ai un far, Gabi? Care bate lumină? Lumină creștinească, pură? Mai încearcă o dată, că e imposibil, Gabi. Nu e posibil ca tu să ai un far. Noi suntem siguri că tu ai o lumânare în cur pe care o prinzi forțându-te, după care te ghidezi. E imposibil ca tu să ai un far care emite lumină și să fie, de fapt, camera care nu reușește să prindă acea lumină atât de bine. Imposibil! Oh my God, e încă aprins. Ce p***e în capul tău? Probabil nici tu nu ai văzut farul meu și de asta. Asta chiar că nu m-a văzut. Cami, nu spune că ai lumină și acum. Bă, ești prost. Dar acum, oh, tot acolo e. Și trebuie să recunoaștem, Gabi, ai o anumită dexteritate pe care o invidiem. Da, așa este. Cât să mai îndur, câtă suprire, cât să mă mai subjuge. Și suprind din spate pe găgica asta, care nu știu unde se bagă, dar nu pe unde trebuie. Spart. Acum îi împinge pe toți, unul după altul, în loc să meargă pe mijloc. Ce contează? Mersi. Asta biciclistul după aia. Trebuie bagă-te pe o parte, domnișoara. Speriat, nu te speria, dă-i tare. Aole. Pop. Pop. De ce soarele este în spatele meu? Pentru că eu sunt luna. Luna de pe cer. Cere un sacrificiu. Dar nu uman, de plante. Hei, voi și eu acum niște forme geometrice. Cum ar zice cineva, ce-s cu figurile astea? Uite, toți ăștia sunt handicapați. Ah, dar primii motocicliști ai României, bănuiesc că au fost soldații, nu? Adică noi ne aveam infanterie dintre asta și cu motociclete. E sigur că dacă au fost, au rămas și după război. Cum dracu să se blocheze un sens giratoriu? Prin definiție, un sens giratoriu înseamnă că nu te blochezi. Ikea! Am venit să-mi iau mobilă cu motocicleta. Și am ajuns la minunata lumea. Ikea! Ikea! Frumos, cald, elegant, apăsat. Lăcrimez! Asta înseamnă că sunt un om bun, un om sincer, care nu își ascunde emoțiile, căruia nu este frică să meargă cu viziera deschisă. Unul ca mine se naște odată la câteva zile. Câte luminițe! Ce frumos!
E ca și cum aș fi în pat acum și aș visa la găgici dezbrăcate. Schimb plâng pe o arteră principală a capitalei României, fără ca cineva să mă bage în zeamă. Am decis să nu mai mănânc seara. Bine, am decis ieri. Și ieri nu m-am mâncat, astăzi să vedem. Mamă, dar ce curajos e Gabi, vorbește despre sentimentele lui într-un mod așa de deschis. Da, așa e. Asta înseamnă să fii bărbat modern. Să-ți accepți partea sensibilă. Să-ți o scoți în evidență. Mi-am scos partea sensibilă în evidență. Vrei să-mi atingi partea sensibilă? Bună dimineața la Moșajul! Mătii de telefon. Stai cu telefonul în mână și conduci. Nu știu cum să zic. Eu măcar dacă mă uit la telefonul cu dreapta, ca să am dracului controlul mașinii și îl țin în linia vizuală, ca să nu cumva să-mi scape vreun detalii de pe asta. Și evident că eu dacă mă blochez din cauza că, nu din cauza că șoferul nu are bună voință, ci din cauza că șoferul e prost, șoferul se plictisește și trebuie să se uită la telefon sau e ocupat și trebuie să fac o chestie ilegală. Nu-mi convine, nu? O v-ar conveni dacă, de exemplu, ar fi unul la semafor în fața voastră, s-ar face verde și el nu pleacă? Din cauza că e prea ocupat să se uită pe telefon? Și voi ați zice, da mă, și eu m-aș uita pe telefon, gen, și eu dacă a stat la coș și așa, mi-ar scăpa și mie câteva momente în care mă opui telefon. Da, ok, e adevărat. Și e normal? Așa că na, nu e vorba de a trece eu în față, e vorba de fiți-mi mea măcar mai atenți la stradă. În felul ăsta vă protejați pe voi și mă protejați și pe mine. Că v-ar durea cur de mine, da? Restart. The bass. The beats. The melody. Brooklyn Bounce is your destination.